Astăzi, cum spuneam, vine să spun un subiect și frumos, dar și dureros în același timp, pentru că, iată, vorbim despre trei cărți publicate în colecția Psihopractica a editurii Herald și am intitulat acest eveniment, această lansare de carte, Redobândește autonomia emoțională și trăiește cea mai bună versiune posibilă a vieții tale. Cum am făcut de fiecare dată, pe lângă persoanele prezente la eveniment, ne bucurăm și salutăm și pe cititorii noștri care ne urmăresc în transmisia live pe Facebook. Lansarea cărților, vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional. Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, ambele cărți scrise de Lindsay Gibson. Și recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale, PTSD, 12 pași esențiali ai procesului de vindecare de Pete Walker. Invitații noștri din această după-amiază, Bianca Popean, psiholog, jurnalist medical la CSID Ce se întâmplă, doctore, de asemenea Oana Petrescu, psiholog, psihoterapeut, Sebastian Olar, traducătorul acestei cărți, al cărții PTSD, și Andrei Găitănaru. Bianca, cred că o să ți-l dau pe al meu. Aș vrea să te întreb, pentru că tu, pe lângă faptul că ești jurnalist medical și psihoterapeut, pot să o spun, ești și influencer, pentru că am observat în ultimul timp, de când te urmăresc și pe Instagram sau pe rețele de socializare, transmis niște mesaje, spun eu, foarte percutante în ceea ce privește relația pe care am avut-o cu părinții în copilărie, abuzuri, traume și multe, multe alte lucruri, și consider că este un proces de educație a celor care te privesc. Și aș vrea să te întreb, cum recunoaștem părinții imaturi emoțional? Câteva comportamente care ne fac cumva să tragem un semnal de alarmă. Cum identificăm părinții care sunt imaturi emoțional? Bună, Sorin, mulțumesc frumos pentru invitație. Să-ți răspund așa direct la întrebare. În primul rând, sunt părinții care nu se pot conecta cu copiilor. Știm foarte bine că există primele luni de viață, primii ani de viață, în care părinții ar trebui să fie acolo pentru copiilor. Și se vorbește foarte mult despre iubirea necondiționată. Și cumva, de multe ori, dacă n-am avut un părinte care să ne ofere acest tip de iubire necondiționată, proiectăm în următoarele noastre relații și așteptăm ca alții să fie părinți pentru noi. Ce înseamnă, de fapt, iubire necondiționată? Ar însemna că un părinte, înainte să aibă un copil, ar trebui să știe că cel puțin, nu știu dacă mate spune asta, că undeva la 2 ani, ar trebui să-ți lași nevoile tale deoparte și să poți să fii prezent și în conexiune și conectat cu copilul tău. Asta înseamnă că, da, cel puțin 2-3 ani, să fii acolo trup și suflet pentru copilul tău. Acum, într-adevăr, dacă ne dăm seama, dacă ne gândim că noi venim dintr-o comunitate în care, nu știu, acum 200 de ani, acum 300 de ani, cumva copilul nu era crescut doar de mamă și de tată, era o întreagă comunitate, este o doamnă foarte drăguță, un antropolog, Sarah Hardy o cheamă, care spune că noi suntem niște mamifere care avem parte de Hello Community sau Hello Parenting, adică putem fi crescuți de o comunitate întreagă. În momentul în care noi ne-am transformat în această familie cu doi părinți, nu mai există bunici, nu există ajutoare. În momentul acela este foarte greu pentru un părinte să împlinească toate nevoile copilului lui. Însă, să revin la întrebarea ta, un părinte care nu poate să fie conectat, un părinte care nu poate să-și pună pe hold propriile nevoi pentru a le împlini, a împlini nevoile copilului, și noi știm foarte bine nevoile unui bebeluș, noi când suntem în uter avem toate nevoile împlinite. Însă în momentul în care ne naștem și ieșim în lumea asta, unde nu prea știm ca să putem să avem siguranță, pentru că nevoia de siguranță este foarte importantă, nevoia de a fi văzut, de a fi important, de a fi validat, exact, și mai există nevoia de a fi alinat. Ori toate nevoile astea un bebeluș și le manifestă cum? Prin plâns.
Gândiți-vă în ce societate am trăit noi. Există un întreg, suntem o generație, cel puțin eu vin dintr-o familie cu un parenting în care copilul nu trebuie pupat decât în somn, în care copilul nu trebuie luat în brațe pentru că devine răsfățat. Cumva, din păcate, pentru că am fost mamă foarte tânără și eu mi-am crescut primul copil tot așa, gândindu-mă că așa îl fac eu să fie un copil puternic și independent. Însă, toată teoria, toată practica, experiența mea personală, experiența din cabinet, experiența că ai vorbit de faptul că am o comunitate foarte mare pe Instagram și pe TikTok, oamenii îmi scriu și îmi spun că și ei au venit din astfel de familii în care părinții, nu pentru că n-au vrut neapărat, ci uneori n-au putut, gândiți-vă că foarte multe mame au trebuit să meargă la serviciu, n-au putut sau cumva au trebuit să împartă serviciu și datoriile pentru casă cu nevoile copilului. Și iată cum ne trezim că chiar dacă nu suntem în cum să spun, dacă nu avem parte de o traumă cu tămare, cum spune Mate, că el spune că există traumă cu tămare atunci când avem violență domestică, atunci când există un divorț, atunci când un părinte dispare, fie prin divorț, fie că moare, putem avea parte de neglijență emoțională, de abuz și asta tot un fel de traumă este. Impactul este foarte mare asupra copiilor care se transformă în adulți. Dacă părintele este rece, dacă părintele este distant, am impresia că în cartea aceasta cu părinții imaturi emoțional, eu mi-am notat aici 4 tipologii de părinți imaturi emoțional. Sunt părinții emotivi, acei părinți care își pun sentimentele și emoțiile pe primul loc și când li se întâmplă ceva, e ca și cum a picat cerul și a venit sfârșitul lumii și care se așteaptă de la cei din jurul lor, inclusiv de la copii, să fie salvatori, adică să le împlinească dorințele, fie să nu-i abandoneze. Adică dacă nu le împlinesc dorințele, acei părinți consideră că acei copii i-au abandonat. O altă tipologie de părinte este părintele exigent, acel părinte autoritar, acel părinte care își tratează familia ca pe un proiect cu termen limită, în care toată lumea trebuie să facă perfect, în care cumva conduci copilul către un perfecționism care nu-i face bine. Acum multe zeci de ani poate credeam că perfecționismul este un atu, dar din păcate, din cauza tuturor dezechilibrelor emoționale și tulburărilor cu care ne confruntăm azi, ne dăm seama că atunci când ajungem în zona asta de perfecționism, de fapt ne sabotăm și ne autopersecutăm, dar asta am învățat-o de undeva, de la un părinte astfel, exigent. Mai există părinții pasivi și să știți că am întâlnit în cabinet acei părinți care joacă rolul de good cop, da? Și celălalt părinte este părintele care face rău sau care pedepsește, însă din păcate ce simte copilul? Copilul simte că nu este protejat de acest părinte și am în cabinet doamne și domnișoare adulte care își judecă și mama, de exemplu, că nu a plecat dintr-o relație abuzivă cu tatăl și că n-au putut să le protejeze copiii, fiind, pentru că un copil are nevoie să fie protejat, ce vorbeam mai devreme de nevoile copilului, da? Deci iată că și acest tip de părinte permisiv, care într-o primă fază îi zice, domnule, e un părinte drăguț, e mai ok, e mai empatic, dar de fapt nu poate să se conecteze în profunzime cu copilului și nu poate să-i asigure acea nevoie de siguranță și să-l apere de părintele agresor sau abuzator. Și mai este părintele distant și aici cred că avem o traumă transgenerațională de nici nu știu câte generații, în care, cumva gândiți-vă că undeva acum 100 de ani erau familii cu câte 7, 8, 10 copii din care supraviețuiau doar 2 și atunci un mecanism de apărare al părintelui a fost să se distanțeze de acea suferință și să nu se mai atașeze practic de copii, dar ceea ce a făcut a fost să pună un zid între el și copil. Copilul acela n-a avut nevoile emoționale împlinite și ce poate să facă atunci, în momentul în care ajunge și el la maturitate. Oricum, în aceste două cărți și evident și în cea lui Pete Walker, este foarte clar scris cu ce ne confruntăm când suntem adulți, cu rușine toxică, cu autoabandon, cu faptul că devenim persecutorii noștri, cu faptul că ne trădăm de atâtea ori, cu faptul că punem nevoile celorlalți înaintea nevoilor noastre, pentru că noi asta învățăm când suntem copii. Sunt cele 4 reacții, da? Fight, flight, freeze sau fawn. Fawnul acesta e un fel de people pleasing, adică pentru a fi acceptat de mama și de tata, poate tata vine mai aproape și nu mai e atât de distant dacă eu fac ce-i place lui și ce vrea el. Și ce învăț eu ca și copil și mă transform într-un adult care uită de nevoile proprii și se duce în nevoile
pe ale celorlalți. Da. Deci cumva, iată, este o gamă largă de comportamente și din păcate eu cred că și spațiul ăsta al nostru și comunismul a venit cu ideea asta că, domnule, copilul, odată nu ne atașăm prea mult de copil, apoi nu-l pupăm și nu-l drăgălim prea mult că devine un răsfățat, ceea ce este contrar tuturor nevoilor pe care le are un bebeluș și un copil, de conexiune, de siguranță, de iubire, de afecțiune, de validare. Aș completa la cele spuse de tine și sunt, cred că, hai să-l numesc așa, folclorul popular este destul de generos în acest sens. Am auzit foarte multe, cu toții am auzit foarte multe expresii, probabil în copilăria noastră, unde dă mama crește, bătaia este ruptă din rai și cele... Eu te-am făcut, eu te omor. Dar ce-ți lipsește? Pentru că ți-am oferit toate condițiile. Ce mai vrei? Da, uite, ai un acoperiș deasupra capului, îți ofer alimente, ai ce să mănânci, ai căldură, ai haine, ai tot, rechizite, cărți. Bun, stai puțin, că astea sunt nevoile de bază, da? Dar copilul respectiv are și nevoi psihoemoționale și le-aș numi eu și psihosociale, cum sunt nevoile de relaționare și de a interacționa cu alți copii de vârsta lor și de a aparține, că tot vorbeam despre apartenența mai devreme a lui Tocopa Turner. Și aș spune eu că poate că cei mai mulți dintre noi, mai ales persoanele trecute, să spunem, de 40 plus, au trăit în acel model pe care l-ai prezentat-o puțin mai devreme, al părinților autoritari și mai ales al tatălui autoritar, care venea cu tot felul de șabloane și bine ai pomenit tu. Eu am în minte, mi-a venit ideea când te-am ascultat pe tine, că privește familia sau copiii așa ca pe un soi de bun personal și face ce vrea cu zona asta domestică, conjugală, soția și copiii și așa mai departe. Oana, poate fi considerat comportamentul părinților imaturi emoțional un comportament abuziv, produce traume și dacă da, ce fel de răni, ce fel de traume? Cu siguranță un astfel de comportament sau astfel de comportamente pot produce traume. Iar Lindsay Gibson chiar face totuși o diferență, pornind de la detalierea acestor comportamente între comportamente specifice, comportamente repetate, care se produc în mod frecvent, în mod automat, fără să există o preocupare, o grijă față de impactul acestui comportament asupra copilului, fără o disponibilitate de reparație. Și toate aceste comportamente conduc către un tipar al imaturității. Însă când aceste comportamente sunt izolate, pentru că până la urmă fiecare individ care are o experiență de părinte, inevitabil se regăsește în cuprinsul acestei cărți cu anumite comportamente, dar ce e important și de reținut e că ele pot fi momente de regresie temporară și nu definesc un întreg comportament, o atitudine generală a părintelui față de copil. Ele pot apărea în momente de stres, în momente în care părintele este copleșit, în momente în care este obosit, dar dacă părintele are o preocupare față de ceea ce simte copilul, dacă are capacitatea de a se întreba pe sine, de a-și examina lumea interioară, de a-și examina impactul comportamentului lui asupra copilului, de a hrăni relațiile și de a repara, de a-și asuma răspunderea și de a nu proiecta pe copil, atunci aceste comportamente nu produc traume pe termen lung. Și dacă există o conectare emoțională, o comunicare profundă, copiii au capacitate de regenerare, dar dacă sunt susținut chiar apropo de faptul că am menționat pe Gabor Mate, cred că tot la el tot el spunea că copilul nu suferă o traumă pentru că are o suferință, ci rămâne cu o traumă pentru că suferă singur.
Și atunci când el are parte de conținere emoțională din partea părintelui, când el este acolo să poată să-l ajute să se regleze, există un proces numit coreglare, să-i poată asculta dorințele, nevoile, să poată vorbi, să-l lase să vorbească despre ele, sigur, și o să ajungem la limite, pentru că, sigur, punem limite comportamentului. Chiar cred că Winnie spunea, toate nevoile trebuie îndeplinite, iar toate dorințele trebuie rostite. Nu toate dorințele pot fi îndeplinite, dar toate au nevoie să fie rostite. Și copilul are nevoie de acea conținere emoțională pentru acest lucru. Peter Levine are o carte într-o voce nerostită, apropo de voci sau vorbe nerostite. Mulțumesc, Oana. Sunt într-adevăr multe de spus și vă mărturisesc sincer că aceste trei cărți, așa cum au făcut-o și invitații mei din această după-amiază, merg citite la pachet, aș putea spune, da, pe canapea sau pe noptieră, punându-le tot felul de post-it-uri colorate, făcând tot felul de completări, pentru că Lindsay Gibson, după ce am publicat această carte, prima carte, a venit rândul și celei de-a doua cărți, Vindecarea traumelor, și bineînțeles că regăsim așa un fir subțire, un fel de legătură subtilă între cele trei cărți. Bineînțeles că și Pete Walker vorbește despre sindromul post-traumatic, despre PTSD. Sebastian, pentru că tu ești traducătorul cărții lui Pete Walker, PTSD, îmi place să ne povestești, mie mi-ai mai povestit și Andrei știe, noi am mai făcut împreună o emisiune, cum ai ajuns să traduci această carte? E o povestioară foarte interesantă, da. cum ai ajuns să citești această carte, să te gândești că este atât de revelatoare, și adevărul din această carte este atât de revelator și de puternic, încât ai considerat că merită tradusă această carte și ai luat legătura cu Pete Walker, el ți-a răspuns și mai departe povestește-ne. Da, într-adevăr, acum îi povesteam și unei prietene care e prezent aici, mă întreba care a fost povestea, cum am ajuns să traduc cartea, și eu n-am mai tradus cărți până acum, nu sunt un traducător. Am auzit întâmplător de acest termen de FON, al patrulea F, ăsta de people pleasing, care a fost amintit și mai devreme aici, partea asta de a face pe plac așa, ca să nu fim răniți. Am descoperit-o pe blogul unei persoane care făcea și un podcast despre carte. M-a atins subiectul foarte puternic, consider că una dintre reacțiile mele principale de a dilui cu propria rană a fost foarte mult partea asta de people pleasing. Și am zis, wow, stai că e ceva aici de văzut. Mi-a fost recomandată cartea în limba engleză și am citit-o, eram la Cluj, mi-amintesc că perfect îți spuneam și ție banca pe care eram în parcul central din Cluj și începusem să citesc și am ajuns pe la pagina 30 sau 40, nu foarte departe, dar suficient cât să-mi dau seama că efectiv fiecare virgulă și fiecare punct din cartea asta mă atinge și mă... Nu știu, ca și cum pune degetul exact pe o chestie în jurul care mă tot învârteam de ceva vreme și în propria terapie, în propriul proces terapeutic. Efectiv, a fost un moment așa de... Am zis, nu se poate, deci cartea asta e mult mai semnificativă decât orice altceva ce am întâlnit. Și mă rog, a fost și o chestie amuzantă că postasem despre ea și câteva pasaje care erau foarte marcante. Și mi-a scris o prietenă pe Facebook, asta cred că partea asta nu ți-am zis-o. Mi-a scris și m-a întrebat dacă este disponibilă cartea în limba română. Am căutat să văd dacă e în română. Persoana respectivă locuiește în UK. Dar eu am crezut, pentru că se numea, avea un pseudonim pe Facebook, la fel ca prietena fratelui meu de la momentul respectiv, Julia, Jules, ceva de genul. Am crezut că e prietena fratelui meu. M-am bucurat atât de mult că ea vrea să lucreze cu ea. Nu știam că nici fratele meu că vrea să lucreze cu asta și nici prietena lui. Și am zis, știi ce? O să o traduc pentru tine, cumva, am zis. O să o traduc pentru că vreau să fie disponibilă pentru tine. După aia mi-am dat seama că acea persoană era, pur și simplu, era o coincidență de nume.
o persoană care se numea la fel și locuia tot în Marea Britanie, dar evident că n-am mai dat înapoi. N-a mai contat. I-am scris autorului chiar atunci. Am zis că multe lucruri se fac așa pe loc, nu mai stai să te gândești. I-am căutat site-ul, i-am găsit e-mail-ul, i-am spus cât de semnificativă e cartea și mi-aș dori să o fac disponibilă pentru cât mai mulți conaționali. Și a zis, sure, do it. Și după aceea a fost coincidența că la două săptămâni distanță sau o lună mi-a scris că l-ați contactat voi și zice, m-a contactat o editură și sunt interesat să publice cartea. Ce zici, vreți să vă pun în legătură? Și am zis, eu oricum tot pe voi voiam să vă caut pentru că Andrei tradusese deja cartea Iron John cu voi și da, a fost, it was meant to happen. Și cum ai simțit această carte? Mai multă lume care a citit-o, eu încă n-am citit celelalte două cărți, dar acum le-am luat și sunt, o să fiu foarte interesat să le continui. Mai multă lume care a citit cartea lui Pete Walker despre complex PTSD, mărturisește că are senzația că cumva el a numit exact chestia aia care se întâmplă. Și poate multe lucruri pe care le simțeam, care sunt atât de complexe, nu pentru că așa se numește și acest sindrom, să-i spunem, are complex în față, deci e normal să fie complex. El, nu cred că el a inventat exact termenul de complex PTSD, dacă nu mă înșel, parcă nu chiar el a dat acest nume, dar el îl descrie cu cea mai mare acuratețe și efectiv a fost un moment de premieră. Pentru prima dată am simțit că cineva înțelege într-un fel prin ce trec eu, pentru că pentru cei care sunt prezenți aici, PTSD-ul complex, spre deosebire de PTSD-ul normal, să zicem, care nu e normal, e orice, dar nu normal nici ăla, are aceste flashback-uri emoționale. Sunt niște experiențe interioare pe care eu nu știam că le am, sau nu știam că așa se numesc, nu știam că nu toată lumea le are, nu știam că nu sunt un lucru normal. Pur și simplu făceau parte din experiența mea interioară și credeam că poate e doar ceva de necontrolat pe care eu îl simt în interior. Dar el când l-a descris, și efectiv și din pașii de gestionare, primul pas este am un flashback emoțional, nu știu, pur și simplu toate lucrurile au devenit mult mai clare în momentul ăla. Mă bucur foarte, foarte, foarte mult că am dat această carte. Andrei, mai devreme Bianca pomenea despre perfecționism și despre faptul și de iubirea necondiționată și despre faptul că pentru a ne satisface, pentru a ne mulțumi părinții în copilăria noastră, lăsam la o parte nevoile noastre și pomenea despre perfecțiune și probabil că de acolo s-a dezvoltat vocea aceea a criticului interior. Ce facem cu vocea asta? Ne descostoresim de ea, cred putem de repede, dacă putem. Perfecționismul e despre control și controlul e despre putere și cum spunea Jung, acolo unde este prea multă putere nu este iubire și unde este iubire nu este putere. Ca atare, Pete Walker o explică foarte frumos în cartea asta și foarte comprehensiv. Perfecționismul apare acolo unde părinții au fost extrem de normativi, unde normativismul parental este extrem de ridicat. Ce face copilul ca să se poată adapta, ca să rămână cât de cât în contact cu sentimentul apartenenței, că tot vorbeam despre Turner. Încearcă să le fie pe placă, încearcă să respecte, încearcă unii dintre ei, nu toți, încearcă să respecte. Și tinde spre o formă de perfecționism pentru a putea controla situația. Dar acolo este vorba despre norme peste norme, peste norme, peste norme pe care copilul de fapt le internalizează și care ajung de fapt să constituie această voce persecutorie interioară. Aș dezvolta puțin ceea ce spune Pete Walker. Vocea asta persecutorie interioară, el la un moment dat amintește puțin, face o mică trimitere, poate fi înțeleasă ca acel self-care system despre care vorbește Donald Kalshed. Adică un mecanism primitiv de apărare care este în stare, printre altele, să persecute persoana care de fapt a trecut printr-o traumă, astfel încât să o ferească de orice altă traumă ulterioară. Imaginați-vă că acest persecutor interior poate fi înțeles ca un fel de ministru al apărării paranoic. Scopul lui este să te apere de
suplimentare contexte în care inocența poate fi pierdută, adică nerănirea, partea nerănită. Sfârșește prin a deveni un ministru al apărării paranoic, într-un temnicer acerb, care este în stare inclusiv să te retraumatizeze, astfel încât să nu mai treci printr-o traumă precum cea inițială. Cartea lui Pete Walker este și ea, zice, o carte foarte importantă, atât pentru traumă, cât și pentru tot ceea ce înseamnă personalitatea depresivă, cum spuneam și în cazul lui cărții Apartenență. Pentru că rana de abandon, de fapt, are în spate, dezvoltă această personalitate, poate dezvolta această personalitate depresivă, iar ceea ce rezultă de aici este de obicei un cocktail molotov, din perspectivă psihologică. Vreau să mai spun ceva. Nu sunt doar traume mari sau mici. Aici puțin nu sunt de acord neapărat cu Gabor Mate. Într-un fel, Pete Walker îl și contrazice. El spune că, de fapt, nucleul traumei nu sunt neapărat abuzurile fizice. Mai degrabă sunt marginale. În nucleul traumei mai degrabă este abandonul emoțional și neglijența emoțională. Și argumentează asta spunând următorul lucru. Sunt copii care trec prin abuz fizic sau prin evenimente fizice mari, semnificative, dar care, pentru că beneficiază de susținere emoțională, nu rămân cu traumă. Exact. Ori asta, de fapt, face ca problematica traumei să fie cu atât mai insidioasă. Foarte adesea suntem tentați să spunem, dar noi n-am trecut printr-o traumă. Eu aud asta des în cabinet, în practica mea. Oamenii, pe de-o parte, se tem să aibă vreo traumă, spun, n-am traumă. Pe de-o parte, și-ar cam dori, că foarte multă lume vorbește despre traumă acum și pare că nu e neapărat, parcă îți lipsește ceva dacă n-ai și tu o traumă. Dar foarte multă lume se gândește la evenimente majore. Sau părinți care spun, dar nu l-am atins, dar nu am dat nicio palmă, nu l-am atins niciodată, cu ce să-l traumatizez? Da. Și în același timp ajungi cu atât de multă durere să auzi despre persoane, care, și nu puține, care vorbeau schimbându-și starea în momentul acela, de pildă aminteau de acea privire a mamei. Nu o vorbă, nu o privire care făcea ravagii în suflet, de care se temeau și care determina pe copilul de atunci să se miște printre bombe, printre mine, ca nu cumva să calce pe vruna. Și așa se dezvoltă, de fapt, printre altele, e o formă de adaptare, de fapt, se dezvoltă această formă de adaptare a fonului, a complezenței, a băiatului bun, a fetei bune. Sigur, nu este singurul mecanism adaptativ. Le mai avem și pe celelalte, fuga, înghețul, lupta. Dar aș spune că această carte a lui Pete Walker ajunge, cum să vă spun, să zicem, să democratizeze trauma. Cu alte cuvinte, să ne ajute să înțelegem că trauma nu trebuie să fie neapărat un eveniment major, ci că suntem influențați de acest abandon emoțional și această neglijență emoțională, față de care nu avem cum să ne apărăm. Adică în perioada, nu știu, copilăriei primare, între 0 și 2 ani, suntem doar bureți emoționali. Nu există un eu acolo prezent care să spună nu, care să pună o limită. Nu există așa ceva. Nu facem decât să încasăm din punctul acesta de vedere. Aș mai zice că pentru mine cred că este una dintre surprizele anului 2022 din punct de vedere editorial. Adică a fost un an bogat, m-a ajuns în contact cu multe cărți importante. Nu plănuiam să aflu de Pete Walker, dar prietenul Sebastian a avut grijă să aflu și mă bucur foarte mult că a făcut. Este o carte pe care am recomandat-o și am să o mai recomand. Sunt pacienți cu care lucrez și pe care i-a ajutat în accelerarea propriului proces. Au fost ședințe mai apăsătoare după ce au terminat cartea, dar extrem de fertilă, foarte importante. Ca atare o recomand din tot sufletul, dar pregătiți-vă să fiți munciți de cartea asta, că nu e așa o plimbare prin suferința voastră la distanță. Nu, vă pune în contact cu suferința voastră, dar și cu potențialul de transformare. Mulțumim, Andrei!
Bianca, revenind la cărțile lui Lindsay Gibson, Vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional, abuzuri, neglijențe și așa mai departe. Cum ne adaptăm noi viața cu acești părinți și cum facem față astfel încât schemele de comportament care s-au format în ani de zile să nu ne mai afecteze? Pentru că mă gândesc că un părinte care, așa cum spunea mai devreme Andrei, când comparația cu puterea și cu iubirea, un părinte foarte autoritar, un părinte manipulator, un părinte care controlează, un părinte intrusiv, cum spune Alficon, părintele elicopter, care surfulează spațiul intim al copilului, sau mama cloșcă, da? Hiperprotectoare. De acest gen de părinți, ei având niște scheme prestabilite, niște scheme comportamentale, avem parte și ca adulți. Comportamentul lor nu se schimbă. Cele mai multe ori, dacă am fost copii și am trăit anumite traume, să le spunem cu tâi mic, cum zice Gabor Mate, că el le împarte, traume cu tâi mare și traume cu tâi mic. Da? E posibil ca același comportament noi să avem parte și adulți fiind, cu propriile noastre familii, cu proprii noștri copii, vin părinții noștri să ne învețe cum să ne creștem proprii copii, pentru că ei întotdeauna știu mai bine cum se face lucrul ăsta. Oh, fiind relațiile primare, deci practic noi învățăm să relaționăm în funcție de cum relaționăm cu părinții noștri sau cum relaționează ei mai degrabă cu noi. Știi ce este culmea? Culmea este nu numai că rămânem, noi ne transformăm din copiii părinților noștri în adulți, rămânem copiii părinților noștri, însă uneori, pentru că nu reușim să conștientizăm că am fost abuzați sau am fost traumatizați, pentru că rămânem acolo în rană, din păcate ne alegem și niște parteneri de viață care să semene cu unul dintre părinți sau față de care să ne simțim familiar cum ne-am simțit în relația asta primară cu mama sau cu tata. Și să știi că am în cabinet paciente care îmi spun care divorțează de acel soț, da? Pentru că își dau seama la un moment dat că este o relație oarecum asemănătoare, da? Cu o relație, cu relația cu unul dintre părinți, și se gândesc de ce copilul meu trebuie să treacă prin aceeași traumă cu acel tată, așa cum am trecut eu când eram copil cu tatăl meu. Asta apropo de ce facem, că până nu conștientizăm că ceea ce s-a întâmplat cu noi, abuzul acela, faptul că părintele a fost intruziv, că nu ne-a oferit conexiune, că nu ne-a respectat limitele, că nu ne-a sprijinit, că ne-a judecat alegerile și nu a fost lângă noi așa cum am fi avut nevoie să fie, până nu conștientizăm asta și, cum a spus și colegul meu mai devreme, ei vin în cabinet și spun, dar nu am nicio traumă, dar eu am avut o copilărie atât de frumoasă, cred că și Alom spunea într-una dintre cărți, domnule, toți vin și spun, cum spune că are o copilărie frumoasă și bună, acolo e cea mai mare problemă, de fapt. E, până nu conștientizăm de fapt că am fost într-un astfel de abuz, până când nu, noi ca și copii, ca să putem să trecem prin acel lucru, minimizăm ceea ce ni s-a întâmplat sau normalizăm. Credem că și altor copii sau altor și alți părinți au făcut sau toți părinții fac așa. Și atunci e normal. Dom'le, așa sunt părinții, unii te lovesc, alții nu te bagă în seamă, alții sunt elicopter peste tine. Însă până când noi nu reușim să ne dăm seama și să conștientizăm. În primul rând, e nevoie de conștientizare pentru a nu duce același pattern relațional cu care am fost obișnuiți, să nu-l ducem mai departe. Asta este atât de important, să înțelegem care sunt nevoile noastre ca și copii și nu mai știu, cred că este și acea declarație a drepturilor copiilor adulți, în cartea asta este, în care ți se spune, și e foarte frumos ce spune autorul, anume că, domnule, uite, nu aici, uite, declarația drepturilor copiilor adulți cu părinții maturi emoțional și spune foarte clar, am dreptul să nu fiu de acord, am dreptul să am spațiul meu, am dreptul, adică efectiv îți reamintește, adult fiind, de drepturile pe care ar fi trebuit să le știi că le ai de când erai copil, dar tu n-ai știut că le ai pentru că ai avut acest tipar de părinte. Și în momentul în care îți cunoști drepturile, îți recâștigi puterea asupra ta ca persoană, atunci cumva poți să mergi în terapie, pentru că din punctul meu de vedere, într-un cabinet poți să rezolvi mai bine decât de unul singur. Evident că toate cărțile astea sunt minunate pentru a putea să facem
anumite schimbări, însă relația terapeutică este cea care ne poate ajuta să ne coparentăm sau să ne parentăm într-un fel în care n-am putut să fim parentați. Practic, vindecarea vine dintr-o, cum ai spus și tu mai devreme, dintr-o îmblânzire a vocii criticului interior. E foarte important să învățăm să fim noi blânzi cu noi, pentru că e foarte important astfel ne vindecăm fiind noi un părinte mai bun pentru noi decât au reușit părinții noștri. Asta se poate face în terapie, se poate face citind cărțile astea pe care le expunem aici. Pentru că știam lucrul ăsta, prezentasem cartea lui, cartea tradusă de Sebastian la o televiziune și nu degeaba v-am spus că aceste cărți se completează atât de frumos, toate trei, încât mie așa am rămăsese în minte ce a spus mai puțin mai devreme Bianca legat de carta, să-i spunem, Carta Drepturilor Copilului. Aceeași cartă o găsim și la Pete Walker, Cartea Drepturilor Omului, un ghid pentru echitate și intimitate. Am dreptul să fiu tratat cu respect. Am dreptul să spun nu. Am dreptul să greșesc. Am dreptul de a respinge orice feedback sau sfaturi nesolicitate. Am dreptul de a negocia schimbarea unor lucruri. Am dreptul să mă răzgândesc sau să-mi schimb planurile. Cu riscul de a părea, probabil, în fața celorlalți, neserioși. Deci, am dreptul să fac asta cu părinții mei. Deci am dreptul să fac asta când sunt copil, pentru că dacă un copil învață să spună nu, părintele cumva are datoria să-și învețe copilul să spună nu, cu riscul că acel copil îi va spune primul rând lui nu. Dar dacă un copil învață să spună nu, cumva îl pregătești pentru viață și el va ști de atunci înainte să spună nu. Dacă noi creștem copii care să fie de acord întru totul cu noi ca părinți, nu facem decât să creștem niște copii care se vor transforma în adulți, care vor face ce vor vrea ceilalți. Și atunci, da, această carte, care este și într-o carte și în cealaltă, ne readuce aminte nouă foștilor copii abuzați, să spunem, adulții de astăzi, că avem toate aceste drepturi și cumva înțelegem că și copiii noștri au aceste drepturi și putem să rupem, ca să zic așa, acest lanț transgenerațional care a venit de la bunicul, la mama, la mine și eu, dacă nu sunt conștient, îl dau mai departe copilului meu. Oana, cui se adresează cărțile lui Lindsay Gibson? Aș zice că cărțile ei se adresează nu doar copiilor, părinților imaturi emoțional, cum ne vorbește de altfel și titlurile cărților, ci poate fi o resursă foarte valoroasă pentru orice persoană care se află într-o călătorie personală și care are nevoie să învețe, să se conecteze într-un mod profund cu propria persoană și cu ceilalți pentru relații satisfăcătoare, atât cu ceilalți, dar și cât și cu noi. Aș spune că, așa cum spuneai și tu mai devreme, Sorin, că toate cele trei cărți au un fir comun. Cel puțin pentru mine o carte bună e cartea care la final mă lasă cu întrebarea: cum de știe autorul ăsta așa multe lucruri despre mine? Pentru mine au fost cărți și puternice și blânde totodată. Puternice gândindu-mă la impactul pe care l-a avut asupra interiorului meu, la felul în care a așezat cuvinte peste experiențe încă neformulate, emoționale, și blânde prin maniera în care sunt scrise. Pentru că sunt scrise într-un mod care te invită, parcă într-o relație terapeutică susținătoare. Sigur, este o resursă complementară relației terapeutice din cabinet și ajută relația terapeutică. E o resursă foarte valoroasă. Toate cele trei cărți consider că sunt resurse foarte valoroase, pentru că atât prin exemple de caz, prin studii de caz, prin că vorbeai mai devreme de declarațiile acestea de independență, prin exerciții interactive scrise, ne îndrumă cu blândețe și cu claritate
ne îndrumă să privim mai în profunzime relațiile dintre părinți și copii și să ne redobândim capacitatea de a ne exprima propria persoană. Chiar cred că Lindsay Gibson se referă chiar la o revitalizare a sinelui autentic, a eului autentic, a cine suntem noi cu adevărat și cine am fi putut fi. Iar asta implică un proces de doliu îndelungat. Fiindcă vorbeam mai devreme de relația terapeutică, acest doliu, această jelire a părților noastre reprimate, a ceea ce am fi, a nevoilor noastre nesatisfăcute, ne ajută să nu mai repetăm în relațiile noastre de adult aceste traume și să le ducem mai departe. Ele au nevoie să fie, să fie procesate în mod conștient, pentru că traumele au tendința de a fi reeditate, repetate, până când cineva din familie se oprește și intră în contact cu suferința. Nu e suficient doar să știm la nivel cognitiv, da, de acolo mi se trage, ci e nevoie să intrăm în contact emoțional cu acea jelire, cu acea tristețe. Și până la tristețe e foarte posibil să trecem și să rămânem mult timp în furie. Multă emoție. Spuneai mai devreme, chiar la începutul discuției noastre, că vorbim despre un subiect astăzi frumos și dureros totodată. Dar ce vorbește, cred că chiar Pete Walker în cartea lui, că un proces de vindecare, de recuperare, implică în mod automat și acceptarea și gestionarea unui dureri, dar unei dureri de creștere și a unui stres optim. Deci, de data asta, e o durere sănătoasă, hrănitoare, chiar o asociază cu experiența la dentist. Adică, dacă nu ne străduim să tolerăm durerea intervenției terapeutice a dentistului, va trebui să avem furcă cu durerea cronică. Și în felul acesta e necesar să ne raportăm și la suferința și la durerea emoțională. Sebastian, hai să vedem și în cazul cărții lui Pete Walker, recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale, PTSD. Cui se adresează această carte și cu ce mesaj vii către cititor în calitate de traducător și de persoană care, iată, ai avut legătură și ai fost în contact cu autorul acestei cărți? Păi, mi-am pus aici un semn de carte și asta vorbește despre, cumva, oamenii cărora consider eu că se adresează această carte. Eu cred că până nu trăim într-o lume în care lucrurile astea sunt auzite de către toți copiii care sunt născuți și crescuți, până în momentul ăla când nu toată lumea le aude, cred că încă mai este public pentru această carte. Nu știu dacă se aude, se întrerupe puțin sau... Așa. Și lucrurile astea ar fi așa. Deci, când toată lumea o să audă lucrurile astea, atunci probabil că nu o să mai fie nevoie de carte, dar până atunci o să fie nevoie. Deci, ce ar fi bine să audă cât mai mulți copii care se nasc? Sunt foarte bucuros că te-ai născut, ești o persoană bună, îmi place cine ești și fac tot posibilul să fiu mereu de partea ta. Poți veni la mine ori de câte ori te simți rănit sau rău. Nu trebuie să fii perfect pentru a obține iubirea și protecția mea. Accept toate sentimentele tale, mă bucur mereu să te văd. Este în regulă să fii supărat și nu te voi lăsa să te rănești pe tine sau pe ceilalți atunci când te simți așa. Poți face greșeli, ele sunt profesorii tăi. Poți ști de ce ai nevoie și poți cere ajutor. Poți avea propriile tale preferințe și gusturi. Ești o încântare pentru ochii mei. Îți poți alege propriile valori. Îți poți alege proprii prieteni și nu trebuie să-i placi pe toți oamenii. Uneori te poți simți confuz și ambivalent și să nu știi toate răspunsurile, sunt foarte mândru de tine. Ok, deci până ultima persoană de pe planetă nu aude chestiile astea în mod constant, eu consider că în continuare să mai fie un public pentru cartea asta. Cam așa aș rezuma-o. Andrei, hai să încheiem cu tine. Având în vedere felul în care au fost educate generațiile anterioare și puțin mai devreme, foarte bine a punctat Bianca când a pomenit despre comunism, faptul că familia era un soi de replică
a ceea ce se întâmpla la nivelul întregului sistem. Da? Un părinte autoritar, stai drept, nu sufli în fața lui. Și acum ne gândim, pentru că s-a pomenit mai devreme despre psihogenealogie sau despre psihologie transgenerațională, despre transmiterea traumelor din generație în generație, de la străbunici la bunici, de la bunici la părinți și de la părinți către noi și iarăși noi mai departe. Și probabilitatea ca mulți dintre noi să avem asemenea părinți este mare. Cum facem să, aș spune, să rupem acest lanț vicios și cum îi iertăm pe părinții noștri ca să avem parte de o reală vindecare a rănilor noastre? În primul rând, înfruntând suferința. E foarte frumos că ai vorbit despre iertare. Mi s-a părut că Pete Walker este într-un fel o versiune mai conștientă, mai nuanțată a lui Alice Miller, pe care de asemenea și voi ați tradus-o. La Alice Miller nu prea e loc de iertare. Este, dar e mult mai războinică. Pe când Pete Walker este mai deschis într-o reconectare cu părinții, în măsura evident în care sufletul celui care a suferit trauma poate să își ducă această suferință și într-un fel, la un moment dat spune și ceva despre asta, reușește să-și retragă proiecția. Să-și retragă proiecția de pe părintele care a abuzat. Cu alte cuvinte, nu este părintele lui singurul care a provocat asta, ci o astfel de traumă, ci conștientizăm că de fapt ne aflăm într-un mare lanț al suferinței, care face ca suferința să fie văzută și transgenerațional. Te referai puțin mai devreme la perioada comunistă, pe regimului comunist avem și traumă colectivă. Trauma colectivă este la rândul ei o sumă a traumelor individuale. Cu alte cuvinte, ea este făcută posibilă de aceste, de traumele noastre individuale și într-un fel apoi le și potențează. Răspunsul este dorința de a-ți asuma suferința. Exact ca în cuvântul evanghelic, iată vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Cam așa se intră în cabinet, într-un fel, cam așa se intră în contact cu trauma și cu suferința. Nu e o plimbare de plăcere, dar este de fapt începutul conștientizării suferinței mele și începutul conștientizării suferinței celuilalt. Și atunci nu mai suntem o victimă și un abuzator, ci are loc de fapt o întâlnire vie între oameni care suferă și care pot ajunge prin empatie unul față de celălalt la o formă mult mai sănătoasă de fapt de comuniune. Și îmi place foarte mult cartea lui Pete Walker și din acest motiv, că anume că își dorește să ofere posibilitatea concilierii sau a reparentării, cum spune el, prin diverse modalități, fie că este cabinet, fie că sunt prieteni, fie că sunt mentori, fie că sunt cărți, fie că sunt grupuri terapeutice, fie că sunt părinți pe care ni găsim de-a lungul vieții, pentru că avem mai mulți părinți, nu doar cei fizici, dar există speranță. Și de asta spuneam, există speranță și acolo există și posibilitatea iubirii. Spre deosebire poate de o viziune mai radicală a altora, cum este poate Alice Miller, în care mai multă suferință și nu că nu este mai multă suferință, dar este parcă orizontul puțin mai îngustat. Walker oferă și speranță și posibilitatea reconectării prin iubire. Pentru că o premeneai mai devreme pe Alice Miller, cărțile publicate în colecția Parenting a editurii Herald, Revolta Corpului, Pentru Binele Tău, și cred că la acest Pentru Binele Tău, la acest titlu, aș pune ghilimelele de rigoare, știi? Adică eu, părintele, pentru binele tău al copilului, și drama copilului interior, trei cărți pe care le recomand, sunt cărți extraordinare. Chiar vorbește Alice Miller despre acest lucru, venind cu niște modele din literatura universală, din istoria universală,
traumele pe care le-a trăit Adolf Hitler, da, și cum a ajuns el la paranoia și la de asemenea Kafka, dacă nu mă înșel, Virginia Woolf, Rimbaud și multe, multe alte personaje care au fost traumatizate într-o formă sau alta de către părinți, niște exemple superbe și din punct de vedere biografic să aflăm, uite, despre biografiile unor personalități, despre copilăriile lor, mai degrabă, dar și din această perspectivă de a vedea exact ce s-a întâmplat acolo. Și chiar Alice Miller spune că părinții, și de asta spunea Andrei că e mai radicală, părinții nu trebuie iubiți necondiționat doar pentru faptul că ne-au dat viață și pentru că sunt părinți, dacă probabil n-au știut, n-au avut instrumentele necesare, chiar dacă ne-au iubit, n-au avut instrumentele necesare pentru o educație fără pedeapsă, cum spune Alice Miller, și fără constrângere, fără partea aceasta punitivă. Spuneți-mă puțin. Mi se pare că, da, Alice Miller recomandă, spune, dacă copilul interior este rănit, este în regulă să poată pune această distanță, poate chiar radicală, între el și părintele abuzator. Dacă nu există o reconectare, dacă nu există disponibilitatea primului din partea copilului rănit, lucrurile pot rămâne așa. Pe când Pete Walker e puțin mai aplicat, caută să construiască punți înspre binele copilului, pentru că, într-un fel, ceea ce spune el este că copilul o să rămână rănit dacă nu reușește să-și înfrunte instanța abuzatoare inițială. Mulțumim, Andrei. Cam asta a fost. Aici încheiem și ultimul eveniment de la standul editurii Herald și se încheie, bineînțeles, și ultima zi de Gaudeamus. Redobândește autonomia emoțională și trăiește cea mai bună versiune posibilă a vieții tale. Cărțile pe care le-am prezentat alături de invitații noștri, Vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional și Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, de Lindsay Gibson, de asemenea Recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale, PTSD, 12 pași esențiali ai procesului de vindecare, de Pete Walker. Toate cărțile publicate în colecția Psihopractica a editurii Herald. Le mulțumim invitaților noștri, Bianca Popteanu, Ana Petrescu, Sebastian Olar, Andrei Găitănaru. Vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi și celor care ne-au urmărit în transmisia live de pe Facebook. Să aveți o zi minunată, o duminică frumoasă și liniștită în continuare și sărbători fericite. Numai bine!